Guvernul și-ar putea asuma răspunderea pentru noul cod al muncii în fața Parlamentului. Declarația a fost făcută în această dimineață de premierul Emil Boc. Decizia finală va fi luată după discuții cu reprezentanții coaliției. Premierul s-a întâlnit cu sindicatele și patronatele pentru a discuta ultima formă a proiectului. Noi discutăm ceea ce am convenit, codul muncii. Avem o formă rezultată în urma discuțiilor. Vom avea și astăzi o analiză pe marginea ei, în vederea promovării la Parlament. Există mai multe păreri și în rândul patronatelor am văzut că există puncte de vedere diferite. Am propus o formulă care să concentreze esența contractului de muncă și regimul lui în legislația specială, în codul muncii să avem o prevedere generală. Există această posibilitate, dar încă ea n-a fost luată ca atare, urmând să avem o discuție în coaliție și în guvern.